Sunt sigur că ați auzit multe mesaje despre a doua venire a lui Hristos. Este un subiect foarte răspândit între oameni și pentru mulți predicatori. Dar dacă v-aș întreba, din toate mesajele pe care le-ați auzit despre semnele care indică faptul că revenirea lui Hristos este aproape, care sunt primele semne care vă vin în minte? După toate mesajele pe care le-ați auzit în viața voastră despre semnele care indică revenirea lui Hristos. Eu am auzit multe predici când eram tânăr și semnele care înveneau cel mai des în minte erau războaie și vește de războaie, tsunami, cutremure. Israelul care se reîntoarce în țara lui, etc. Dar unul dintre lucrurile pe care eu am căutat să le fac a fost să caut să cercetez scriptura cu o minte complet deschisă, fără a fi legat de tradiția pe care am moștenit-o din biserica unde am crescut. Eu m-am născut într-o familie ortodoxă și am fost botezat ca copil mic. Când am avut nașterea din nou, la 19 ani și jumătate, mă întrebam dacă trebuie să fiu botezat din nou. Căci doar este un singur botez. Am fost legat de o tradiție timp de un an și jumătate. Apoi am studiat scriptura și am văzut că nu este niciun singur verset în scriptură despre botezul copiilor mici. Dar sunt milioane de creștini care botează copiii mici. Asta înseamnă că milioane de creștini greșesc. Sunt chiar creștini născuți din nou în unele denominațiuni care își botează copiii mici. John Wesley este unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, care a trăit în Anglia acum 250 de ani. Și el boteza copiii și nu adulții. Martin Luther și mulți alții, oameni mari ai lui Dumnezeu. Deci aceasta ne arată că și oamenii mari ai lui Dumnezeu pot greși. Milioane de creștini pot greși. Dar există un singur ghid pentru viața noastră pământească, un ghid scris, și anume Biblia. Și am văzut că mulți creștini spun că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dar ei nu o citesc. Citesc mai mult alte cărți. Și prin asta, ei nu sunt sinceri. Vreau să vă spun că Dumnezeu iubește frații și surorile sincere. Dacă ar trebui să facem o listă cu păcatele pe care Isus le-a condamnat cel mai mult, și dacă ar trebui să facem noi o listă cu cele mai grave păcate, noi am pune crimă, adulterul, furtul. Dar Isus n-a vorbit tare mult despre aceste păcate, ci despre fățărnicie. Opusul fățărniciei este sinceritatea. El a urât fățărnicia. El n-a spus criminalilor și hoților că vor merge în iad, ci fățarnicilor. Deci vreau să vă încurajez, fraților, în a fi sinceri, căci eu în cei peste 50 de ani de credință am descoperit că Dumnezeu iubește pe oamenii sinceri. Un aspect al sincerității este acesta. Dacă spui ceva, fă conform cu ceea ce ai spus. Tu spui că dintre toate milioanele de cărți care sunt în lume, este o singură carte pe care a scris-o Dumnezeu și aceasta este Biblia. Sunt sigur că toți dintre voi spuneți asta. Dar dacă ați fi sinceri, ați studia această carte mai mult decât vă uitați la televizor, mai mult decât vă uitați la filme și mai mult decât citiți alte cărți. Dacă nu faceți asta, vă spun că nu sunteți sinceri. Nu spuneți adevărul. Voi spuneți ceva doar cu buzele. Așa cum a spus Isus că oamenii de atunci îl cinsteau doar cu buzele, dar inimile lor erau pline de lăcomie. Ei studiau bursa sau piața de valori mai mult decât Biblia, căci la bursă poți face bani, dar de aici, din Scriptură, poți avea bogății spirituale. Ei au dovedit cu viața lor că sunt mai interesați de valori materiale decât de valori spirituale. Dar teoretic, dacă le cer să scrie pe o foaie dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, ar răspunde că da. Este Biblia singura carte pe care a scris-o Dumnezeu? Da, este. Dar ei nu trăiesc conform ei. Eu am hotărât să acționez conform ei și când am comparat ce spune Biblia cu ceea ce am fost învățat în Biserica Ortodoxă, am descoperit că multe lucruri nu erau din scriptură. Și ce am făcut? Am dat la o parte din viața mea toate acele învățături. Apoi am mers la o biserică de oameni născuți din nou. Ei puneau accent pe anumite lucruri din Scriptură. Dar ei studiau Scriptura cum studiem noi istoria sau alte materii de la școală. Totul era academic. Nu vorbeau despre Duhul Sfânt. Eu n-am auzit în acea biserică nimic despre botezul cu Duhul Sfânt. Dar studiau foarte bine Scriptura și le sunt recunoscător pentru aceasta. Și am văzut că știam multe lucruri, dar academic. Dar eu nu aveam putere în viața mea. Și pe măsură ce citeam Scriptura, am văzut că această biserică, deși predica despre botezul adulților, nu predicau despre botezul cu Duhul Sfânt. Și eu asta aveam nevoie. Apoi, Domnul m-a umplut cu Duhul Sfânt, și am știut că am nevoie de daruri supranaturale pentru a-l sluji pe Domnul. Nu-l puteam sluji cu abilitățile mele umane. Biblia spune să dorim să avem darul prorociei. Fiecare credincios este îndemnat să dorească asta pentru a-l sluji pe Domnul. Am început să fac asta și am mers la biserici penticostale. Și am văzut că acolo se punea mare accent numai pe anumite daruri ale Duhului Sfânt. Și de fiecare dată am spus: Așa cum am făcut cu biserica ortodoxă și am renunțat la tradițiile acelea după ce le-am comparat cu Scriptura, apoi am fost la cealaltă biserică și am comparat toate cu Scriptura. Apoi am văzut învățătura penticostală și am comparat-o cu Scriptura. Mi-am zis: Nimeni nu mă va convinge cu privire la nimic. Nu mă interesează nici dacă milioane de oameni afirmă ceva. Dacă nu găsesc acele lucruri în cuvântul lui Dumnezeu, nu le accept. Și vă spun că pe mine lucrul acesta m-a salvat de la rătăcire. Și vă recomand asta și vouă. Să vă arăt un verset din Fapte capitolul 17. Aici citim despre Pavel și Sila care au mers într-un loc numit Tesalonic, ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 1. Acolo erau mulți oameni convertiți. Citim în versetul 4. Ei s-au alăturat lui Pavel și Sila. Acolo era o biserică în Tesalonic și aceasta este biserica căruia i-a scris Pavel epistolele către tesaloniceni. Mai înainte a fost la biserica din Corint și a scris și corintenilor scrisori. În capitolul 19 citim că a fost în Efes. Lor le-a scris epistola către Efeseni. El avea obiceiul de a scrie bisericilor în care a fost. În capitolul 16 citim că a fost la Galatia și apoi a scris o epistolă și galatenilor. Dar a fost o biserică în care a fost, pe care a plantat-o și lor nu le-a scris nicio scrisoare. Vă întrebați de ce? A fost un loc numit Berea. Mulți nici nu știu despre Berea. Au auzit de Efes, de Corint, de Tesalonic, dar unii creștini n-au auzit niciodată de Berea. Să vă spun acum ceva despre Berea. Fapte, capitolul 17, versetul 10. Din Tesalonic, frații au trimis pe Pavel și Sila la Berea. Ei au ajuns acolo și au făcut același lucru. Au mers la sinagogă și au predicat. Și acum ascultați. Care este recomandarea și certificatul dat de Duhul Sfânt celor din Berea? Ei aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Mi-ar place ca Domnul să poată spune asta și despre mine. Că fratele Zac avea o inimă mai aleasă decât alți credincioși. Eu spun, Doamne, pot spune asta despre mine? Nu ai vrea ca Domnul să spună asta și despre tine? Cum de a spus Duhul Sfânt asta despre ei? Motivul a fost acesta. Mai întâi, ei au primit cuvântul cu toată râvna. Ei nu stăteau la adunare cu mintea, zburându-le încoace și încolo gândindu-se la ce vor face mâine sau săptămâna asta, nici nu se îngrijorau de ce s-a întâmplat săptămâna trecută, ci ei stăteau în biserică, ascultând cuvântul lui Dumnezeu cu mare râvnă. Aceasta este calitatea numărul 1. Și asta nu se aplică doar la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu în biserică, ci și atunci când citim Scriptura, să o citim cu râvnă. De aceea aveau ei o inimă aleasă. Oamenii care citesc Biblia ocazional, care ascultă cuvântul în biserică ocazional, ei nu au o inimă aleasă. Duhul Sfânt compară credincioșii din Tesalonic cu cei din Berea. Și Duhul Sfânt te va compara pe tine cu credincioși din alte locuri. Va compara o biserică cu altă biserică. Și va spune, ei au o inimă aleasă. Sau acest credincios, comparat cu altul, are o inimă mai aleasă. Eu doresc un astfel de certificat de la Dumnezeu. Și Biblia îmi spune cum pot să-l obțin. Mergând la cuvântul lui Dumnezeu, la această carte, cu o mare râvnă, ei așa au primit cuvântul. În acele zile, nu era Biblia aceasta care o avem. Acest fel de Biblie a fost disponibilă doar de vreo 500 de ani, de când s-a inventat imprimarea. În acele zile, nu era Biblia aceasta. Singura Biblie era la sinagogă, unde aveau niște suluri, și acolo era scris doar Vechiul Testament. Majoritatea epistolelor nici nu erau încă scrise. Deci acești creștini de la început, cum studiau ei Biblia? Ei când veneau la adunare, nu veneau cu o Biblie în mână, pentru că nu erau Biblii. Nici acasă nu aveau. Dacă ei vroiau să studieze ceva din Scriptură, trebuiau să meargă la sinagogă și să desfacă acele suluri și să caute în Scriptură. Altă posibilitate nu exista. Poate câțiva dintre evrei foarte bogați își permiteau să cumpere vreunul din acele suluri în care era scris Vechiul Testament, dar majoritatea credincioșilor nu își permiteau. Deci când scrie că cercetau scripturile, versetul 11, ei făceau asta în fiecare zi. De aceea se spune despre ei că aveau o inimă mai aleasă. Dacă cei din Berea aveau o Biblie așa ca a noastră, ei ar fi fost încântați. Ar fi spus, nu mai trebuie să mergem la sinagogă după suluri, ci putem sta acasă să cercetăm zilnic Scriptura. Ei se deranjau să meargă la sinagogă să ia scripturile și să le cerceteze în fiecare zi. Aveau și ei serviciul lor. Nu erau toți lucrători în lucrarea Domnului 24 din 24. Aveau meserii, trebuiau să-și câștige existența, dar după lucru mergeau la sinagogă pentru a cerceta scripturile în fiecare zi. De aceea, nu mă miră că Duhul Sfânt spune despre ei că erau cu o inimă aleasă. Și de ce cercetau ei scripturile? Ei făceau asta ca să afle dacă acest mare apostol Pavel spune bine sau rău ceea ce spune. Nu este uimitor aceasta, căci ei știau că acesta era un om mare al lui Dumnezeu, că plantase biserici, a vindecat bolnavi, a făcut minuni, l-a văzut pe Iisus față în față. Toate acestea sunt foarte bune, dar noi tot vrem să verificăm dacă acest așa numit mare om al lui Dumnezeu care l-a văzut pe Iisus față în față și a făcut minuni, da, foarte bine, dar noi vrem să verificăm dacă el predică în conformitate cu Scriptura. Vă spun că dacă vedeți un așa numit om al lui Dumnezeu, care face minuni și vă spune câte lucruri mari a făcut el în diferite locuri, etc., și indiferent ce ar predica, tu să spui, foarte bine, frate, dar eu tot vreau să verific dacă ceea ce spui este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Doar atunci vei fi protejat și Duhul Sfânt va spune că ești cu o inimă aleasă. Eu așa m-am hotărât. Am spus, pe mine nu mă interesează, chiar dacă predică Apostolul Pavel sau orice om mare al lui Dumnezeu ar fi, eu vreau să văd dacă predică conform cu Scriptura. Într-o sâmbătă, când l-au auzit pe Apostolul Pavel predicând la sinagogă, ei au venit la el și au spus, Slavă Domnului, frate Pavel, ne bucurăm că te auzim, dar noi vom cerceta Scriptura și îți vom spune săptămâna viitoare dacă suntem de acord cu tine sau nu. Nu e așa că e minunat să mergi la un apostol și să-i spui asta? Deci ei cercetau dacă așa este și apoi se întorceau la Pavel spunându-i, da, acum acceptăm ce ai spus. Dar astăzi nu trebuie să așteptăm o săptămână. Tu ai Biblia în fața ta. Și dacă un om îți predică ceva, orice ar fi, și nu ți arată lucrul acela în Scriptură, atunci îți spun, nu-l crede. Poate e teoria lui, sau poate experiența lui. Experiențele nu sunt Scriptura. Mulți oameni au experiențe. De exemplu, Pavel a căzut de pe cal la pământ când l-a văzut pe Isus față în față. Aceasta nu este o doctrină, ci experiența lui. Ok, dar conform cu experiența lui, nu înseamnă că și eu trebuie să cad la pământ de pe un cal și că trebuie pe un drum să văd o vedenie cu Isus. Aceasta a fost o experiență pe care a avut-o el, o experiență adevărată, dar nu e pentru mine și nici tu nu vei avea pentru că Faptele apostolilor vă spun că nu este o carte din care să iei doctrine, ci este o carte istorică. Mulți oameni nu sunt sinceri și când ajung la Faptele apostolilor, iau anumite versete ca să demonstreze doctrine care sunt doctrinele lor și resping alte versete care sunt în aceeași carte. De asta spun că ei nu sunt sinceri. Cei din Berea cercetau zilnic scriptura. Îmi amintesc odată că eram cu un grup de creștini temători de Dumnezeu, născuți din nou, din America de Nord, care se numeau Huteriți. Nu știu dacă ați auzit de ei. Ei sunt un grup de creștini care au fost persecutați în Europa în secolul 15-16. Amiș, Menoniți, Huteriți, Anabaptiști, toți făceau parte din același grup cu mici diferențe între ei. Uteriții sunt oameni care cred că trebuie să trăiască cu toate bunurile la comun. Ei au făcut ceea ce scrie în fapte. Aveau toate de obște, nimeni nu avea banii lui, lucrau împreună la o fermă și un lider ținea toți banii. Mâncau împreună într-o sală. Ei ziceau că așa au trăit primii creștini și așa vor să trăiască și ei. Și pentru asta aveau un verset din Biblie, Fapte 2 cu 44. Toți cei care au crezut aveau toate de obște, adică la comun. Ei au luat această doctrină din faptele apostolilor. Toți cei care au crezut aveau totul la comun. Toți oamenii aveau totul la comun. Și ei spun că fac ce scrie în Scriptură. Dar ei erau împotriva doctrinei botezului cu Duhul Sfânt. Nu credeau în vorbirea în limbi și nici în darurile Duhului Sfânt. Odată am fost invitat să vorbesc acolo și am avut un timp de întrebări și răspunsuri. Erau mulți tineri prezenți acolo, într-o casă, și ei au încercat să mă tachineze. Liderul lor a zis, frate Zac, nu zice în fapte 2 cu 44 că toți care au crezut aveau toate lucrurile la comun? Tu de ce nu practici asta? Eu am spus, înainte de a ajunge la versetul 44, să vedem ce scrie în versetul 4. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au vorbit în alte limbi. Voi de ce nu faceți asta? Și s-a terminat discuția. S-a terminat contrazicerea. Ei au luat doar un verset și au neglijat altele. Asta vreau să spun că mulți nu sunt sinceri în ce privește faptele apostolilor. Apoi le-am spus, nu puteți lua doctrine din faptele apostolilor. Este o carte istorică. Citim acolo că Pavel l-a tăiat pe Timotei în prejur, fapte 16. Ce doctrină ei din asta? În fapte 20 la 22 citim că Pavel și-a ras părul în templu. Ce doctrină e de aici? Pavel s-a contrazis cu Barnaba și s-au separat. Ce doctrină e de aici? Și multe alte lucruri ca acestea. Este o carte istorică. Dacă vrei să iei doctrine, du-te la epistole, nu la cărțile istorice. Am studiat Biblia timp de 54 de ani și vă spun un principiu simplu de înțelegere a scripturii. Dacă vreți să luați doctrine din părțile istorice ale Scripturii, nu veți fi sinceri și veți alege pe acelea care vor întări doctrina voastră tradițională, care vă place vouă și veți neglija lucrurile care contrazic ceea ce credeți voi. Asta făceau și frații huteriți. Am fost apoi și la un grup penticostal, unde am avut o discuție. Ei mi-au zis, frate Zac, nu scrie în fapte 2 cu 4 că toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și că toți au vorbit în alte limbi? Am spus, așa este. Dar haideți să mergem la fapte 2 cu 44. Toți care au crezut aveau toate lucrurile la comun. De ce nu predicați și asta? Și s-a terminat discuția. Pentru că huteriții au luat un verset și pentecostalii alt verset. Ambele grupuri sunt greșite pentru că și-au luat doctrine din faptele apostolilor. Și-au luat doar versetele care le plac lor și sunt absolut nesinceri, pentru că nu le iau pe toate. Ori le iei pe toate, ori spui, asta nu este o carte de doctrine. Dacă vrei să fii păzit de înșelare, este un principiu simplu. În epistolele Noului Testament avem tot ce este necesar pentru a ne face doctrine. Același lucru se aplică Evangheliilor. Dacă mergi la Evanghelie și citești toată partea de istorie despre ce a făcut Isus și crezi că și tu trebuie să faci la fel, vei avea o doctrină greșită. De exemplu, sunt multe locuri în Evanghelie care ne spun că Isus a vindecat pe toți bolnavii. Nu 99%, ci 100%. În alt loc scrie din nou că i-a vindecat pe toți bolnavii. Ce doctrină e din asta? În ce loc vezi astăzi că toate persoanele sunt vindecate? Sunt tot așa de mulți bolnavi în Biserica Penticostală pe cât sunt și în alte biserici care nu cred în vindecare. Eu nu sunt împotriva rugăciunii pentru vindecare. Eu mă rog pentru bolnavi. Am experimentat vindecarea și în viața mea. Și am văzut vindecări care răspuns la rugăciune, la mulți oameni din biserica noastră. Am văzut femei care nu puteau să aibă copii, care apoi au dat naștere la copii, care răspuns la rugăciune. Deci cred în vindecare, dar nu cred că toți credincioșii vor fi vindecați. Și nu predic această doctrină pentru că nu este în epistole. Știu că este în Evanghelie. Iisus i-a vindecat pe toți, dar nu iau doctrine din părțile istorice ale Scripturii. Vreau să vă mai spun ceva despre vindecare. Este ceva mai bun decât vindecarea și anume sănătatea. Eu nu mă rog pentru vindecare, ci pentru sănătate. Și vă recomand și vouă să vă rugați pentru sănătate. Spuneți, Doamne, dă-mi înțelepciune să-mi păstrez trupul sănătos. Știți că prevenția e mai bună decât tratarea. Și dacă vine boala, atunci vom cere lui Dumnezeu și vindecarea. Dar să nu ne așteptăm ca toți să fie vindecați. Pavel nu a fost vindecat de țepușul lui din carne. În 1 Timotei 5 citim că Timotei avea o boală de stomac care îl deranja des. Ori de câte ori Pavel și-a pus mâinile peste Timotei, el nu a fost vindecat. Acesta a fost țepușul din carne al lui Timotei care l-a ținut smerit. Am spus acestea doar în trecere. Deci, dacă vreți doctrine, mergeți la învățăturile clare ale lui Isus. Toate învățăturile lui Isus sunt clare, foarte clare. De exemplu, Luca 9 cu 23. Nu poți să-l urmezi pe Isus dacă nu-ți ei crucea în fiecare zi. Este imposibil. Oricine ai fi, trebuie să mori față de tine în fiecare zi dacă vrei să-l urmezi pe Isus. Nu să mergi doar la biserică, să cânți și să citești din Biblie, ci trebuie să te lepezi de tine și să mori față de tine în fiecare zi. Și oricine care crede că-l poate urma pe Isus fără să se lepede de sine în fiecare zi, atunci nu a citit Luca 9 cu 23. Asta nu este istorie, ci doctrină. Deci, când merg la Evanghelii, iau toate învățăturile lui Isus așa cum sunt ele, exact așa. Dar când citesc istoria la ceea ce a făcut el, spun, asta este istorie și nu doctrină. De asemenea, citesc în Ioan capitolul 5, că atunci când Isus a mers la scăldătoarea Betesda, zice că acolo erau foarte mulți bolnavi. Dar el a vindecat o singură persoană și a plecat. Nu i-a vindecat pe toți, pentru că Isus era condus de Duhul Sfânt. Citim în Fapte capitolul 4 că era un bărbat olog la poarta frumoasă, care era de 40 de ani. De la naștere era olog și stătea la poarta numită frumoasă și cercea acolo mereu. Dacă acum avea 40 de ani, poate era dus acolo de 30 de ani ca să cerșească. Când a venit Petru, el a cerut bani. Dar Petru a zis, aur și argint nu am. Dar l-a vindecat. Dar mai înainte să vină Petru, Isus a trecut pe la poarta frumoasă a templului, de multe ori în cei trei ani și jumătate de lucrare a lui. Și l-a văzut și el pe omul acela care îi cerea bani. Și Isus îi zicea lui Iuda, dă niște bani. Pentru că Isus nu trăia după reguli, precum, eu trebuie să vindec orice bolnav. Nu. El trăia condus de Duhul Sfânt. Și ori de câte ori vedea o persoană bolnavă, el căuta care este voia Tatălui. Tată, ce vrei ca eu să fac pentru această persoană? Acum, Tată, mă conduci să merg la scăldătoarea Betesda și acolo sunt mulți, sute de bolnavi. Ce vrei tată să facă acolo? du te la omul acela din colț și vindecă-l. Și Isus l-a vindecat. Acum ce să fac, tată? Acum du-te de acolo. Așa a trăit Isus. Nu după legi, ci a trăit condus de Duhul Sfânt. Noi avem tendința de a face legi și să spunem, așa trebuie să fie totdeauna. Aceasta este lege. Dar noi nu mai trăim după lege, ci după călăuzirea Duhului Sfânt. Este un lucru minunat să trăiești condus de Duhul Sfânt. Isus a trăit așa tot timpul. Uneori făcea un lucru și alteori nu-l făcea. El era condus de Duhul Sfânt. Și așa a venit la omul de la poarta frumoasă și a zis, Tată, ce să fac? Tăi niște bani. Și zicea, Iuda, tăi niște bani. După două săptămâni trecea din nou pe la poarta aceea. Acum, Tată, ce să fac? De niște bani. În mod regulat, timp de trei ani și jumătate, a trecut pe la poarta frumoasă a templului, și de fiecare dată omul acela cerșea, și Isus îi dădea bani. Dacă Isus l-ar fi vindecat, el nu mai stătea acolo când a trecut Petru. Și citim în fapte patru cu patru că cinci de oameni s-au întors la Domnul când au văzut vindecarea omului. Altfel, ei nu ar fi fost mântuiți dacă Isus făcea ceva pe cont propriu, câțiva ani mai înainte. Vedeți ce înțelepciune este în a-l asculta pe Dumnezeu? Când Tatăl îți spune, nu-l vindeca, dă-i numai niște bani. Și tu să faci așa. Dar mulți oameni nu înțeleg asta. Trăim prea mult cu Sufletul și nu înțelegem diferența dintre Suflet și Duh. Acționăm din milă omenească. Și asta este normal. Sunt musulmani și hinduși care fac fapte din milă omenească. Nu ai nevoie de Duhul Sfânt ca să faci ceva din milă. Eu cunosc multe organizații din India, cunosc lideri hinduși care au făcut spitale unde dau tratamente gratuite din milă. Hinduși. Pentru asta nu ai nevoie de Duhul Sfânt. Este o fărâmă de milă, de compasiune în fiecare om, chiar și în atei. Nu toți sunt duri. Deci dacă acționăm din milă omenească, îmi vine în minte acum pilda fiului risipitor. Să presupunem că tu ai fi locuit lângă fiul risipitor. Și vedeai acest băiat sărac care mânca de la porci. Știi ce făceai, nu? Îi dădeai mâncare. Și dacă îi dădeai mâncare în fiecare zi, el nu mai pleca niciodată la tatălui, pentru că avea hrană. Dar tatălui a fost mai înțelept. El a zis, nu-i voi mai trimite bani fiului meu. A auzit poate că fiul lui trăiește cu porcii. Nu-i problemă, lasă-l să stea cu porci. Eu vreau ca el să vină acasă. Vreau să se sature de viața pe care o duce și să vină acasă. Dar niște creștini sufletești care locuiesc alături, tot îi dau bani și mâncare și astfel fiul nu se mai întoarce la casa tatălui său. Pentru că acei creștini sufletești nu-l caută pe Dumnezeu. Ei nu știu că trebuie să trăiască conduși de Duhul Sfânt. Poate noi nici nu ne dăm seama cât de mult împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu când acționăm după rațiunea noastră. Biblia spune în Proverbe 3, și acum vorbesc despre un mod de viață a creștinilor despre care majoritatea oamenilor habar nu au. Dar așa trebuie să trăiești dacă chiar ești umplut cu Duhul Sfânt. Așa poate fi viața ta mai roditoare pe pământ. Nu doar să faci ce spun alți oameni. Hai aici, du-te acolo, fă asta, fă cealaltă și să faci tot ce spun ei. Isus nu a trăit așa. Biblia spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta sau cu tot Duhul tău. Proverbe 3 cu 5. Și nu te bizui pe înțelepciunea sau rațiunea ta proprie. Recunoaște-L pe El în toate căile tale. Adică ascultă de Duhul Sfânt și El îți va spune exact ce trebuie să faci. Ai citit Proverbe 3 cu 5 și 6? Ca copii ai lui Adam, cu toții am crescut învățând mai ales din două surse de informații. Una este prin ce vedem cu ochii și alta prin ce auzim cu urechile. Ce citim, ce vedem, ce auzim. Acestea sunt sursele principale de informații. Mai avem unele informații prin pipăit, miros, etc., dar majoritatea informațiilor, 90%, le primim din ceea ce vedem și auzim. Priviți la viața voastră. Mintea noastră este foarte mult influențată de ceea ce vedem și auzim. Și dacă nu filtrezi, dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, dacă nu ești un om devotat, atunci vei trăi după ce vezi și auzi. Dar atunci când ești umplut cu Duhul Sfânt și vrei să trăiești prin Duhul Sfânt, nu te vei lua numai după ceea ce vezi. Așa cum fac astăzi reclamele care ne spun nu poți trăi fără acest lucru. Dar pot să filtrezi prin Duhul Sfânt și să spui, pot trăi și fără asta. Nu trebuie să cumpăr lucrul acela scump ca să pot trăi pe acest pământ. Deci vreau să vă arăt un pasaj frumos despre Isus, care ne arată cum este viața umplută de Duhul Sfânt. Mulți oameni nu înțeleg asta. Nu vorbesc acum despre lapte, ci este hrană tare, carne. Am nădejdea că toți dintre voi ați băut destul lapte în viața voastră, încât acum sunteți gata pentru carne sau hrană tare. Nu trebuie să fim bebeluși pentru totdeauna, ci trebuie să creștem. Și aceasta este hrană tare. Isaia, capitolul 11. Aici se vorbește despre ungerea cu Duhul Sfânt al lui Isus. El este Exemplul nostru. Isus este Exemplul perfect al omului umplut de Duhul Sfânt. Nu este niciunul mai perfect ca El. Deci ori de câte ori vreau să știu cum este să fii plin de Duhul Sfânt, mă uit la Isus. El este exemplul meu. Și așa nu greșesc. Când văd oameni care își pun mâinile peste alții și îi împing jos spunând că ăsta e Duhul Sfânt, atunci eu vreau să compar cu Isus. Mă duc la scriptură să văd unde îl văd pe Isus punând mâinile peste oameni și împingându-i jos. Niciodată am văzut că Isus se apleca spre oamenii care zăceau jos și îi ridica. Dar acești oameni de azi fac invers. Și este un cuvânt, un nume în Scriptură, pentru cei care fac pe dos de cum a făcut Hristos. Știți cum sunt numiți? Anticrist. Antichristos. Hristos se ridică pe oameni, ei îi împing jos. Dar câți creștini au discernământ cu privire la lucrul acesta? Câți creștini au curajul să vorbească despre aceasta? Au fost oameni care mi-au spus, O, oh, fii atent, frate, nu vorbi împotriva Duhului Sfânt. Și le-am spus, nu mă spereați pe mine cu versete din astea. Când diavolul i-a citat versete din Biblie lui Isus, spunând că așa este scris, Isus i-a zis, pe mine nu mă speri, căci de asemenea este scris. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci când oamenii îmi spun, este scris, nu huli pe Duhul Sfânt. Le spun că de asemenea este scris, 1 Ioan 4 cu să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Dacă nu cunoști Scriptura, oamenii te vor speria cu versete. Dacă cunoști Scriptura, vei putea, ca și Isus, să te opui cu alt verset. Știți că diavolul dă citate din Scriptură? A citat din Scriptură lui Isus. Nu crezi că va face asta și cu tine? Poate printr-un predicator. Trebuie să fii atent. Deci, Isaia, capitolul 11, Vorbește despre ungerea Duhului Sfânt ce era peste Isus. Duhul Domnului se va odihni peste el. În Cartea Apocalipsa citim despre șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Șapte caracteristici ale Duhului Sfânt. Tot șapte sunt și aici. Duhul Domnului, Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de sfat, Duh de tărie, Duh de cunoștință și Duh de frică de Domnul. Șapte caracteristici ale Duhului Sfânt și toate au fost peste Isus. Și dintre toate șapte, una este aleasă în mod deosebit, frica de Domnul. Duh de frică de Domnul. Când Duhul Sfânt umple o persoană, aduce în ea un mare respect față de Dumnezeu. Frică nu înseamnă că ți-e frică de Dumnezeu. Mie nu mi-e frică de Dumnezeu. El este Tatăl meu. Nu mi-e frică de Tatăl meu. Dar am un mare respect pentru El. Și cu cât sunt mai plin de Duhul Sfânt, cu atât îl respect mai mult. Căci Duhul Sfânt este un duh de respect față de Dumnezeu. Dacă nu ai respect față de Dumnezeu, eu aș zice că nu ești umplut cu Duhul Sfânt. Când aud acele cântări carismatice, moderne și ieftine, în unele văd așa o mare lipsă de respect. Nu sunt împotriva lor, unele sunt bune, dar pe unele când le aud eu zic că sunt cântări de dragoste mai mult. Un tânăr care scria cântări de dragoste pentru prietena lui, pe când era neconvertit, acum este pe jumătate convertit și scrie scrisori de dragoste pentru Isus, precum, ține mă aproape, nu mă lăsa niciodată. Cu cine vorbești, frate? Vorbești cu Dumnezeu la tot puternic? Sau ai transformat piesele cele le cântai altădată prietenei în cântări pentru Isus? Eu nu mi-l imaginez pe Petru cântând astfel de cântece. Ține-mă aproape, nu mă lăsa niciodată, sau lucruri de felul acesta. Când aud astfel de cântări în biserica de unde vin, le spun să nu le mai cânte niciodată. Duhul lui Dumnezeu aduce respect pentru Dumnezeu. Și tot ceea ce cântăm trebuie să fie cu respect, și trebuie să înțelegem ce cântăm. De aceea le spun adesea oamenilor: când cântați o cântare, fiți atenți la cuvinte. Pentru că putem spune o rugăciune, sau o mulțumire, sau o laudă. Nu cântați numai pentru că are un ritm frumos, sau că a scris-o nu știu cine. Gândiți-vă la ce cântați. Și dacă nu știi la ce se referă, caută să afli. De exemplu, ani de zile, poate 20-30 de ani din viața mea de creștin, obișnuiam să cânt multe cântări cu Osana, Osana, și nu am știut niciodată ce înseamnă. Eu spuneam lui Dumnezeu ceva ce nici nu știam ce înseamnă. Și voi cântați cântări cu Osana. Spuneți-mi ce înseamnă. Ce îi spui tu lui Dumnezeu când spui Osana într-o cântare? Știți răspunsul. Aleluia, știți că înseamnă laudă Domnului. Aleluia. Yah Iach este prescurtarea de la Jehova. Laudă Domnului. Dar cum este cu Osana? Sau spui că este scris asta pe undeva în Biblie. În Matei 21 este scris Osana. Osana este un cuvânt evresc. Este o combinație de două cuvinte. Așa că, aleluia, e tot evresc. Și Amin este evresc. Mulți oameni nici nu știu ce înseamnă Amin. Deși noi spunem amin de multe ori. Eu vă spun din propriile mele greșeli. Vreau să vă învăț din greșelile mele. Am spus amin, amin, amin. Amin pentru mine însemna doar că rugăciunea este gata și ne putem deschide ochii. Dar nu asta înseamnă amin. Amin este un cuvânt evreiesc care poate fi tradus așa să fie. Pentru prima dată apare în Scriptură, în Geneza 15 cu 6, unde zice că Dumnezeu a zis lui Avram că va avea urmași. Ca stelele cerului. Și Avram a crezut și a zis amin. Avram a crezut pe Domnul și a zis amin. Avram a zis așa să fie, Doamne. Deci, când spun amin la o rugăciune, nu înseamnă numai că rugăciunea este gata, ci cred că ceea ce a spus fratele, așa va fi. Este o expresie a credinței. Când spun amin la propria mea rugăciune, spun ceva și apoi spun amin. Uneori spunem amin atunci când un frate spune ceva. Eu sper că spuneți amin din inimă. Așa să fie, este o expresie a credinței. Domnul nu ține seama de vremurile de neștiință, dar de acum înainte știți ce spuneți. Tot așa este cu Osana. Osana este citată din Psalmul 118 și înseamnă, Doamne, ajută-ne, dă-ne izbândă. Asta înseamnă, salvează-ne acum, dă-ne izbândă fiului David. Este din Psalmul 118 spre sfârșit. Să vă citesc acest verset din Psalmul 118, versetul 25, 26. Doamne, ajută-ne, Doamne, dă izbândă. Osana. Și versetul 26. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Acum știți ce înseamnă. Deci când spuneți Osana, spuneți Doamne, ajută-ne, dă-ne acum izbândă. Izbândă de ce? Acei israeliți vroiau să fie izbăviți de romani. Salvează-ne de romanii care ne stăpânesc. Astăzi creștinii spun, salvează-ne de iad. Dar Isus nu a venit să ne izbăvească nici de romani, nici de iad. El a venit să ne izbăvească de păcatele noastre. Matei 1 cu 21. Îi vei pune numele Isus pentru că El va mântui, va izbăvi pe poporul Lui, nu de romani, nu de iad, ci de păcatele sale. Asta spui tu când O Osana? Nu este numai o cerere mică. Osana înseamnă, dă-ne izbăvire. Doamne, sunt disperat. Vreau să fiu salvat de mânie. Vreau să fiu salvat de pofte. Osana, o, oh, Doamne, Osana, salvează-mă acum. Nu este numai o cerere mică, ci o cerere sinceră. Vă rog să vă amintiți asta data viitoare când cântați Osana. Vă spun ce am aflat eu. Și am decis că nu voi spune niciodată o minciună lui Dumnezeu. Și am descoperit că eu spuneam multe minciuni lui Dumnezeu duminica dimineața, când cântam cântece, a căror înțeles nu îl înțelegeam. Și cred că mulți creștini fac asta. Sunt cântări frumoase despre credința creștină, cum ar fi, ia viața mea să fie a ta, ia-mi aurul și argintul, nu vreau să stăpânesc nimic. Chiar așa? Ia-mi vocea mea ca să cânt totdeauna numai pentru regele meu. Chiar așa? Chiar vrei să cânți numai regelui tău? Vrei să dai lui Dumnezeu tot aurul și argentul tău? Sau spui minciunii lui Dumnezeu? Tot ce am îi predau lui Isus. Chiar așa? Sper să fie așa. Altfel, e o minciună. Nu ai face asta într-o sală de judecată. Ai merge la tribunal să spui în fața judecătorului, îmi dau toți banii acelei persoane. Deși tu nu ai vrea să faci asta. Dar în biserică spunem asta. În fața unuia care este mai mare decât orice judecător, e atot puternicul Dumnezeu. Dragi frați și surori, știți de ce? Pentru că lipsește duhul de frică de Domnul. Respectul pentru Dumnezeu lipsește. Nu suntem atenți în vorbire. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu ne unge atunci când predicăm. când l-am căutat pe Dumnezeu în rugăciune, am spus, cum să fiu sigur că tu ești totdeauna cu gura mea atunci când predic? Și Domnul mi-a zis, fii atent la vorbirea ta tot timpul, 24 din 24. Și atunci voi fi cu gura ta când te duci la amvon. Dar dacă nu ești atent la gura ta în restul timpului și bârfești, vorbești de rău, răspunzi răutăcios, atunci să nu te aștepți să fiu cu gura ta atunci când stai la învon. Am fost așa de disperat, și încă mai sunt, ca Dumnezeu să fie cu gura mea atunci când sunt la învon. Și am spus, Doamne, sunt hotărât să fiu atent la vorbirea mea 24 din 24. Sunt multe lucruri despre care vorbesc cu oamenii, dar eu tac și nu spun nimic. Nu vreau să vorbesc de rău, nu vreau să răspund răutăcios, nu vreau să bărfesc, pentru că vreau ca Dumnezeu să fie cu mine ori de câte ori mă ridic la învon. Pentru că știu că mulți oameni au nevoie de ceea ce spun. Nu numai la biserica din care vin, ci chiar când mă ascultă unii pe internet, poate ani mai târziu. Și trebuie să fiu foarte atent, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie spus curat. Deci, acesta este Duhul de frică de Domnul. Să revenim la Isaia 11. Spune aici că Duhul Domnului îl va face pe Isus să își găsească plăcerea în frica de Domnul. Și, ca rezultat, El nu va judeca după ceea ce văd ochii Lui. Nu va lua nicio decizie după ceea ce aud urechile Lui. Și aceasta este complet opusul la cum trăiesc copilul lui Adam. Vă spuneam că 90% din informații ne vin prin ochi și urechi. Și aici spune despre Isus că nu va lua nicio decizie după ceea ce vede cu ochii sau aude cu urechile. Nu. Ci el spune, trebuie să ascult de Duhul Sfânt. El va judeca cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire. Versetul 4. Deci, nu va judeca după ceea ce văd ochii lui. Îmi amintesc cu ani în urmă, când îl rugam pe Dumnezeu ca să mă umple cu Duhul Sfânt, cu duh de frică de Domnul, Domnul mi-a arătat că trebuie să reînnoiesc acest mod de viață pe care îl avem de la Adam. te a ne forma o părere. După ceea ce vedem, sau de a lua o decizie după cele ce auzim. Multe lucruri pe care le auzim s-ar putea să nu fie adevărate. Multe lucruri pe care le vezi s-ar putea să nu fie așa. De exemplu, vezi că Soarele se mișcă pe cer, dar el nu se mișcă. Este o iluzie. Dar crezi că se mișcă? Tu crezi că Pământul nu se rotește sub picioarele tale? Dar el se rotește și încă destul de repede, dar nu simți. Asta ne arată că nu ne putem baza pe simțuri și mai ales în lumea spirituală. Este numai o carte care ne poate ghida și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. În Romani 3 spune că Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Trebuie să acceptăm faptul că toți am moștenit tradiții din Biserica din care provenim. Dacă spui că nu este așa, atunci ție nu-ți mai pot spune nimic. Te înșel singur. Tu și cu mine avem multă informație stocată în mintea și în memoria noastră. Informație primită prin auz și văz, din copilărie, de la predicatori, din cărți citite în denominația din care vii, într-un cuvânt, ți s-a spălat creierul și ești convins că ai dreptate. Când erai tânăr, nu știai scriptura destul de bine ca să compari ce auzi cu Biblia. Și ai acceptat așa. Ai acceptat timp îndelungat, încât, încet, încet, ai crezut că acesta este adevărul. Și putem spune că, în mintea ta, este o doctrină ca un vas ce are o anumită formă. Asta este doctrina ta. Ortodoxii au vasul într-o anumită formă, baptiștii au altă formă. Pentecostalii au altă formă a vasului, nazarinenii au altă formă, metodiștii au și ei forma lor, fiecare are vasul doctrinei într-o formă diferită. Și a fost format așa în mintea noastră timp de mai mulți ani. Apoi luăm scriptura ca și cum am turna apă într-o formă sau cum ai turna plastic într-o formă și plasticul ia forma respectivă. Și așa ai forma a metodiștilor, a baptiștilor, a penticostalilor pentru că fiecare are versete pentru a susține forma lor. Pentru că toarnă scriptura într-o formă predeterminată. În felul acesta nu vei cunoaște niciodată adevărul. Acesta este unul dintre lucrurile pe care a trebuit să-l combat în viața mea. Am spus, Doamne, am trăit toată viața cu ceea ce am citit, am văzut și am auzit. Acum vreau să vin la scriptură. Așa cum a zis Isus, ca un copil. Îți amintești versetul din Matei 11 cu 25. Îți mulțumesc, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Un bebeluș vine pe lume fără să știe nimic. Este foarte bine să fie așa, să nu știe nimic. Dacă îl înveți pe acel copil că 2 plus 2 face 5, el crește crezând că 2 plus 2 este 5. Adică complet greșit. Deci dacă vii la Duhul Sfânt, El nu te va învăța că 2 plus 2 e 5, ci te va învăța adevărul. Dar noi am adunat așa de multă inteligență și pricepere, avem savanță în studierea Bibliei, am auzit multe predici, dar nu am fost ca cei din Berea și să comparăm tot ce auzim cu Scriptura. Chiar dacă Marele Apostol Pavel a fost cel care a predicat. Noi nu avem o inimă aleasă. Trebuie să avem o inimă aleasă ca să înțelegem Scriptura. Și astfel nu vom fi înșelați. Deci, vă spuneam că vom vedea astăzi care sunt semnele revenirii lui Isus. Să deschidem la Matei 24. Ucenicii l-au întrebat pe Isus: Care este semnul revenirii tale? Este o întrebare directă. Matei 24 cu 3. Care va fi semnul venirii tale? Care este primul lucru pe care l-a spus Isus? N-a zis nimic de Israel, nici de războaie, nici de tsunami, nici de cutremure. Care a fost primul lucru pe care l-a zis? Aveți grijă să nu vă înșele cineva. Înșelăciunea va fi una dintre cele mai mari caracteristici ale zilelor din urmă. Și acesta este singurul lucru pe care mereu îl repetă. Războaie și vești de războaie spune doar o dată în versetul 6, apoi nu mai pomenește. Israelul este prezentat ca un smochin în versetul 32 și atât. Dar când este vorba de înșelăciune, tot repetă. Versetul 4. Aveți grijă să nu vă înșele cineva. Versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Din nou, despre înșelăciune. Și apoi în versetul 23. Dacă cineva vă spune, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți, căci se vor scula Hristos și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni. Până acolo, încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, versetul 25. Înșelăciunea va fi cea mai mare caracteristică a zilelor din urmă. Dacă deschidem la epistole, găsim același lucru. Ceea ce a spus Isus este repetată de Duhul Sfânt. În 1 Timotei, capitolul 4, cu 1, spune că Duhul spune lămurit. Totul este scris prin Duhul Sfânt, în Noul Testament, în Biblie. Ce înseamnă că Duhul spune lămurit? Nu a spus tot el celelalte lucruri? Este ca și cum ai primi o scrisoare de la tatăl tău și el subliniază ceva. Sau primești un e-mail de la cineva și scrie ceva îngroșat sau în roșu. Acesta este înțelesul. Dacă Pavel ar fi scris asta în e-mail, ar fi scris cu litere îngroșate și roșii. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință. Aici vorbește despre credincioși. Nu hindușii și musulmanii se vor lepăda de credință, că cei nici nu au credință, ci oamenii care au credința creștină se vor lepăda. Cum? Ascultând de duhuri înșelătoare. Dacă credeți că trăiți zilele din urmă și citiți ceea ce a scris Duhul Sfânt îngroșat și subliniat, că oamenii se vor lepăda de credință pentru că vor asculta de duhuri înșelătoare, atunci ar trebui să fiți în alertă. Să ziceți, Doamne, eu nu vreau să fiu înșelat. Nu vreau să fiu înșelat. Cum mă pot păzi de înșelăciune? Mari predicatori, ca Pavel sau Petru, dacă predică, de unde să știu că predică corect? Fiți ca cei din Berea. Spuneți să vă arate din Scriptură. Comparați ceea ce vi se spune cu Scriptura. Eu nu ascult oameni care predică fără să citeze din Biblie. Dacă ascultați predicele mele, veți vedea că aproape la 5 minute tot citesc din Biblie. Știți de ce? Pentru că nu vreau ca credința voastră să fie bazată pe înțelepciunea și estețimea mea, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor nu cunosc îndeajuns cuvântul lui Dumnezeu ca să-ți poată arăta locul din Scriptură. Ei spun, Dumnezeu spune asta și asta, dar eu de unde să știu, frate? Te rog, arată-mi în Scriptură. Acum nu mai trebuie să merg la sinagogă să caut în Biblie. Am Biblia cu mine. Te rog, arată-mi unde scrie. Un alt verset. 2 Tesalonicenii 2, din nou vorbește aici despre zilele din urmă. Versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, lucrul acesta nu se va întâmpla până nu se va arăta Antichristul, omul fără de legii. Pentru mulți ani am crezut, pentru că așa am fost învățat, că vom fi răpiți înainte de Antichrist și necaz. Așa am crezut ani de zile și chiar am predicat așa. Până când am studiat mai atent Scriptura și am lăsat formele teologice în care am pus eu versetele. Le-am aruncat acele forme și am zis că vreau să fac ca cei din Berea. Și am căutat în Scriptură și am descoperit că biserica va trece prin necazuri. Și apoi va veni Hristos, așa cum a zis Isus, ca un fulger care iese de la răsărit și se vede până la apus. Nu credeți pe cei care spun că Isus va veni undeva în secret, să nu i credeți. 2 Tesaloniceni capitolul 2. Spune mai departe că se va ridica Antichristul, potrivnicul care se înalță mai presus de tot și apoi spune, fiți atenți, versetul nou, pentru că arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Deci, unul dintre lucrurile de care sunt avertizate în zilele din urmă este că se vor face multe minuni de către oameni care nu te vor conduce spre Isus. Vor veni în numele lui, dar nu vor manifesta caracterul lui Isus. Eu observ un lucru la lucrarea lui Isus. El nu a luat banii de la oamenii pe care i-a vindecat. N-am văzut scris că a făcut ceva de felul acesta în scriptură. Niciodată, niciodată. Și a făcut minuni mai mari decât a făcut vreodată cineva. Nu scrie nici de apostoli că au luat banii de la cei pentru care s-au rugat pentru vindecare. Dar exact pe dos văd astăzi. Și asta îmi dovedește că aceștia nu sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Puteți să nu fiți de acord cu mine dacă vreți, dar dacă mă ascultați în ziua judecății, îmi veți mulțumi pentru că ați fost feriți de înșelăciune. Nu vă lăsați înșelați, frați și surori. Apoi spune mai departe în versetul 10 că cel rău va veni cu amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și ascultați aici, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Vreau să vă gândiți la această expresie. Este foarte important. Să primești dragostea adevărului ca să fii mântuit. Să primești dragostea adevărului ca să fii mântuit. Nu doar să accepti adevărul, ci să iubești adevărul. Și nu doar să iubești adevărul, ci să iubești adevărul ca să fii izbăvit sau mântuit. Și nu să fie izbăvit de romani, nici de iad, nici de boli, ci de păcat. Se va numi Isus pentru că El va izbăvi poporul Lui de boli? Nu. De romani? Nu. De iad? Nu. Ci El va mântui poporul Lui de păcatele sale. Asta este însemnătatea din Matei 1 cu 21. Prima promisiune din Noul Testament. El va mântui poporul lui de păcatele sale. Deci dragostea adevărului pentru a fi izbăvit sau mântuit. Acum ascultați ceea ce eu numesc cel mai înfricoșător verset din Noul Testament. Credeți că cel mai înfricoșător verset este cel ce vorbește despre mersul în iad? Nu. Cel mai înfricoșător verset din Noul Testament este în 2 Tesaloniceni 2 cu 11. Că Dumnezeu însuși trimite o lucrare de rătăcire și vei fi înșelat. Diavolul este numit înșelătorul. Apocalipsa 12 de la 8 la 10. Diavolul este înșelătorul întregii lumi. Efeseni 4 cu 22, poftele mele sunt înșelătoare. Diavolul este înșelător? Poftele mele sunt înșelătoare? Ieremia 17 cu 9 spune că inima este înșelătoare. Priviți câte lucruri mă pot înșela. Satan, poftele mele, inima, singura mea salvare, este Dumnezeu care să mă păzească de înșelare. Și dacă și Dumnezeu mă lasă să fiu înșelat, atunci sunt terminat. Și spune aici că Dumnezeu va înșela pe unii oameni. Ați citit acest verset? Din cauza asta am spus că este cel mai înfricoșător verset din Noul Testament. Dacă și a tot puternicul Dumnezeu se alătură celor care mă înșeală, sunt terminat. Nu mai este nici o speranță pentru mine. Pot crede că sunt foarte isteți, că cunosc Biblia, dar dacă Dumnezeu mă înșeală, sunt terminat. Diavolul poate încerca asta cât vrea. Dacă Dumnezeu este de partea mea, el nu va reuși să mă înșele. Poftele mele nu mă vor putea înșela, inima mea nu mă poate înșela, dar trebuie să-L am pe Dumnezeu de partea mea. Cine sunt oamenii pe care Dumnezeu îi lasă să fie înșelați? Zice că Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Ceva ce este fals. Adică Dumnezeu îi lasă pe oameni să creadă ceva ce este fals. Citiți în Biblia voastră. Dumnezeu îi va face să creadă o minciună. Îi va face să creadă că sunt născuți din nou, deși nu sunt născuți din nou. Am cunoscut mulți oameni de felul acesta. Îi va face să creadă că sunt umpluți de Duhul Sfânt, deși nu sunt. Ei nu se comportă ca având Duhul lui Hristos. Îi va lăsa să creadă că au un anumit dar duhovnicesc, deși nu l-au. Luați ca exemplu vorbirea în limbi. Cred că în privința aceasta este foarte multă înșelare, multe falsuri. Am auzit multe vorbiri în limbi false. Cuvântul limbi a fost tradus așa, limbi, dar este vorba de un limbaj. În ziua cinzecimii mi-au vorbit în diferite limbi. În 1 Corinteni 14 spune că este un dar să vorbești în limbi. Este un dar supranatural. O limbă pe care nu ai învățat-o niciodată, dar este o limbă, un limbaj. Și vă spun unde văd eu înșelăciunea. Să presupunem că auzi pe cineva vorbind în chineză. Nu poți înțelege niciun cuvânt în chineză, dar când auzi omul vorbind, știi că este o limbă. Dacă auzi pe cineva în indiană, nu înțelegi nimic, dar îți dai seama că este o limbă, un limbaj. Dar dacă auzi pe cineva că tot spune bela, bela, spui că este o limbă? Asta nu e nicio limbă. Asta se poate inventa. Și asta se întâmplă multor oameni. Și trăiesc toată viața lor cu înșelăciunea că dacă au două, trei silabe pe care tot le repetă, ei vorbesc în limbi. Soția mea, mergând în urmă în 1969, Provine dintr-o anumită adunare de frați. Erau cu totul împotriva darului vorbirii în alte limbi. Așa erau toți frații din acea adunare. Dar ea era într-o situație disperată. Noi eram extrem de săraci în acele zile. Ea era foarte activă când era la facultate de medicină. Acum era căsătorită cu o persoană foarte săracă, aveam și un copil și ne era greu financiar. Eram descurajați, nu aveam nici măcar o locuință noastră și, în mijlocul descurajării, s-a rugat cu o soră evlavioasă. Și țineți minte că era 100% împotriva darurilor Duhului Sfânt. Și s-a rugat cu sora aceasta și striga, Doamne, te rog, ajută-mă! Și a mărturisit amărăciunea și atitudinea rea pe care a avut-o față de diferiți oameni și și-a despovărat inima înaintea lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea și a început, dintr-o dată, să vorbească într-o limbă. Dar nu era bla ci era o limbă, un limbaj care îi venea din interior și spunea că era așa de plăcut că nu vrea să se mai oprească. Nu mai vrea să treacă în engleză. Când mai zicea ceva în engleză, nu vrea, ci vrea numai limba prin Duhul Sfânt. Acesta a fost un dar adevărat care i-a schimbat viața. În urmă cu peste 44 de ani. Când eu mă rog Domnului în limbi, este un limbaj. Nu este o repetiție goală de două, trei silabe ci o limbă în care vorbești continuu. Este un dar minunat. Dumnezeu nu-l dă la toți, nu știu de ce. Biblia spune că cel care vorbește în limbi se zidește pe sine. Și știu că este un dar adevărat pentru că mă zidește. Eu am fost un rob al descurajării și al depresiei. Eram adesea descurajat. Dar de când am primit darul vorbirii în limbi, descurajarea a dispărut din viața mea. Pentru că atunci când sunt ispitit, vorbesc în alte limbi. Mă rog într-una, într-una în limbi și descurajarea pleacă, dispare. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu cred ce spune Biblia că cel care vorbește în alte limbi se zidește pe sine. Și pot spune ca și Apostolul Pavel. Mulțumesc lui Dumnezeu. Vorbesc în alte limbi mai mult decât voi. Și aș vrea ca voi toți să vorbiți în alte limbi. Dar Dumnezeu dă acest dar doar unora. Vreau doar să vă spun că este multă înșelăciune. Este multă falsificare. Și ce lucruri se falsifică în lume? Nimeni nu falsifică hârtia igienică. Dacă mergi la magazin, te temi că hârtia igienică este falsificată? Nu. Nimeni nu falsifică ziare. Dar ce se falsifică? Aur, diamante, bancnote de 100 de dolari. Nici măcar bancnote de un dolar nu se falsifică, că nu se merită. Se falsifică doar lucrurile scumpe. Și vorbirea în limbi se falsifică. Înseamnă că originalul este bun și de valoare. Dacă se falsifică un dar al Duhului Sfânt, înseamnă că originalul este de valoare. Asta este ceea ce am descoperit eu. Câți dintre voi ați merge să cumpărați un diamant și să cheltuiți mii de dolari fără să verificați dacă este adevărat? Eu n-am habar de diamante și aur, că n-am cumpărat niciodată. Dar dacă ar trebui să cumpăr, aș lua un expert cu mine. Aș zice, eu n-am habar de așa ceva și m-ar putea prosti. Îmi pot da și o bucată de sticlă și să zică că este un diamant. Nu vreau să fiu înșelat. Cu atât mai mult nu vreau să fiu înșelat cu privire la darurile Duhului Sfânt. Dacă Biblia spune că cel care vorbește în limbi se zidește pe sine, iar dacă eu nu mă zidesc, atunci probabil că am ceva fals. Poate doar am vrut să fac parte din club. Chiar dacă nu vorbesc în limbi, inventez eu ceva doar ca să mă alătur clubului. Dragi frați și surori, este multă înșelăciune. Și dacă nu iubește adevărul, Dumnezeu va lăsa să fie înșelat. Dumnezeu te va lăsa să crezi o minciună. Simți că ceva se zdruncină în viața ta? E bine. Dacă ai o temelie solidă, nu se va întâmpla nimic. Dacă ai zidit pe stâncă, nici o furtună și niciun mesaj nu te clintește. Dar dacă ai găsit că ceva se clatină, mai bine să cercetezi cu Scriptura. Compară ce spun cu Scriptura. Fii ca cei din Berea. nu lăsa pe diavol să te înșele. Aceste lucruri sunt foarte importante. Vreau să știu că chiar sunt mântuit, că chiar sunt umplut cu Duhul Sfânt. Nu vreau un fals. Nu vreau să spun că sunt umplut cu Duhul Sfânt doar ca să impresionez. Ce contează mărturisirea ta pentru mine? Ceea ce cred oamenii despre mine este bun de aruncat la gunoi. Părerea lor despre mine nu valorează nimic. Dacă un om duhovnicesc, așa ca Apostolul Pavel, ce-ar zice părerea despre mine, aș asculta. Pentru că omul acela este un om duhovnicesc. Dar majoritatea oamenilor nu sunt așa de duhovnicești. De aceea, părerea lor este bună de aruncat la gunoi. Dacă spun că sunt proroc, arunc la gunoi. Dacă spun că sunt diavol, tot la gunoi arunc. Părerea lor nu valorează nimic. Ei nu-mi cunosc interiorul. Nu te mulțumi cu faptul că oamenii cred că ești duhovnicesc. Trăiește înaintea lui Dumnezeu și vezi dacă biruiești păcatul. Să vă arăt încă un verset. Iacov, capitolul 1. Aici vă arăt un domeniu în care mulți creștini se înșeală singuri. Iacob 1 cu 26 spune: Dacă cineva crede că este religios sau cum spunem noi, duhovnicesc și nu-și poate controla limba, tot creștinismul lui este egal cu zero. Dacă cineva crede că este duhovnicesc și nu-și poate controla limba și își pierde cumpătul, răspunde urât înapoi și bârfește într-una, nu-și poate controla limba, tot creștinismul lui are valoarea zero, indiferent ce versiune de creștinism are, baptist, pentecostal sau orice ar fi. Dacă nu-și poate controla limba, religia lui, creștinismul lui are valoarea zero. Aș vrea să știu câți creștini cred aceasta. Eu n-am putut să-mi controlez limba când m-am căsătorit. N-am știut de biruința asupra păcatului în acele zile. Eram născut din nou, dar nu știam de biruința asupra păcatului. Nu am luat în serios acest lucru. Dar îmi amintesc de ziua când am luat în serios acest cuvânt. Am văzut oameni care vorbeau în alte limbi duminică dimineața, în biserica penticostală. Și după masa, strigau în limba lor maternă la nevastă. Și ziceam, ce fel de vorbire în limbi a fost? Deci Duhul Sfânt poate să controleze vorbirea în alte limbi, dar nu-ți poate controla limba maternă? Asta nu poate fi de la Duhul Sfânt. Și am zis că eu nu vreau așa ceva. Am zis, Doamne, eu nu pot să-mi controlez limba maternă. Nu vreau doar vorbirea în alte limbi, ci vreau să ai controlul și asupra limbii mele materne. Așa am știut că vorbirea mea în alte limbi este adevărată. Dacă Duhul Sfânt nu poate controla limba mea maternă, dar eu zic, am vorbirea în alte limbi, pot spune că mă înșel singur. Cum se face că Duhul Sfânt îți poate da o limbă necunoscută, dar nu-ți poate controla limba maternă? Chiar este Duhul Sfânt? Sau un alt Duh? Sunt musulmani care vorbesc în alte limbi. Budiștii vorbesc în alte limbi. Dar nu este de la Duhul Sfânt? Deci să luăm Scriptura în serios. Atât este tot ce trebuie să faci. Du-te la Scriptură, fi ca cei din Berea, compară tot ce este în viața ta cu Cuvântul lui Dumnezeu și nu vei fi înșelat niciodată. Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui inspirat ca să ne ghideze și să ne protejeze de înșelăciune în aceste zile din urmă, ca să ne păzească de înșelători. Compară fiecare predicator cu Isus. Eu, înainte ca să-i invit pe oameni să predice, verific întotdeauna anumite lucruri. Mă uit dacă e un om smerit, dacă se poate vorbi cu el. Cu Isus se putea vorbi oricând. El nu avea patru bodyguards în jurul lui când mergea undeva. Așa cum a unii predicatori de astăzi. El nu zicea: taxa mea este de minim 10.000 de dolari dacă vreți să vin să vorbesc la voi. Toate aceste înșelăciuni se întâmplă astăzi. Și oamenii spun: Ce om mare a lui Dumnezeu! Dar nu este un om a lui Dumnezeu, ci doar un înșelător. Eu îi compar pe toți cu Isus. Și nu vei fi niciodată înșelat dacă Îl compari cu Isus. Se poate vorbi cu El, este smerit. Care este atitudinea Lui față de bani? Isus a primit bani. Zice Luca 8 3 că până și un om bogat, ce era ispravnic la Irod, a dat banii lui Isus. I-a acceptat, dar el nu a cerut niciodată bani, nimănui. El n-a zis, auziți, eu fac o mare lucrare, poate vreți să mă susțineți. Așa fac înșelătorii de astăzi. Isus s-a încrezut în Tatăl Său Ceresc pentru nevoile sale. Așa au trăit și apostolii. Așa nu veți fi înșelați dacă îi comparați pe toți cu Isus. Și vă spun că trăim în ultimele zile pentru că, așa cum a zis Isus, este foarte multă înșelăciune. Se predică un alt Isus astăzi. Un alt Isus care îți poate ierta păcatele, dar nu te poate ajuta să le biruiești. Să presupunem că aș merge în India la un necreștin și aș încerca să-i spun din Evanghelie. Și spun, tu și cu mine suntem păcătoși, trebuie să fim iertați. Isus este Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. Și omul spune, wow, asta este minunat, vreau asta. Dar poate Isus să mă ajute ca să nu mai strig la nevastă? Și eu spun, ei bine, nu te poate izbăvi de asta, dar dacă tot strigi la nevastă, poți să îl rogi să te ierte. Îmi va spune, eu nu vreau un astfel de Isus. Vreau un Dumnezeu care să mă ajute să birui mânia. Și dacă Dumnezeul tău îmi poate doar ierta păcatele, atunci mă înșeli. Nu este de așteptat ca Dumnezeul nostru să ne ajute să ne controlăm limba? Ce fel de Evanghelie dăm altora? o evanghelie care nu are niciun efect în casele noastre? Dacă ai un DVD player care nu merge, îl împachetezi și îl dăruiești altcuiva? Sper că nu faceți asta. Dacă ai o evanghelie care nu funcționează în casa ta, o dai și altcuiva? Sper că nu. Un alt Isus, care ne iartă, dar care nu ne poate da biruința. Un alt Duh, care ne dă emoții, dar nu ne face sfinți. Toți sunt de acord că duhurile necurate îi face pe oamenii necurați. Duhurile rele îi fac pe oamenii răi. Dar Duhul Sfânt nu ne poate face sfinți, ci doar să facem mult zgomot? Îmi amintesc o dată de un om care a venit la noi în biserică, într-o duminică dimineață. era un penticostal, și mi-a zis, aici nu este Duhul Sfânt. Și am zis, de unde știi? trăiești în casa mea să vezi cum vorbesc cu soția mea? Știi ce fac cu banii? Știi cum trăiesc acasă? Cum îmi cresc copiii? Tu nu știi nimic din toate astea. De unde știi dacă am Duhul Sfânt sau nu? El a zis, voi nu aveți destul zgomot în biserică. Aha. I-am zis, Trinitatea ta se pare că e Tatăl, Fiul și Duhul zgomotos. Trinitatea mea este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta este diferența. Cred că poți să-L pe Domnul cu strigăte, dar nu acesta este semnul că ai Duhul Sfânt. Și un bețiv poate face asta. Un alt duh și o altă evanghelie. O altă evanghelie care spune, Hai la Isus, El îți va da bogăție, o casă mai bună, o mașină mai bună. Am fost în niște țări foste comuniste și unii mi-au spus, când erau comuniștii la putere, aveam creștini buni aici. Când a plecat comunismul, și au venit americanii cu banii lor, creștinii din țara asta s-au stricat. Am auzit oameni care mi-au spus asta în România, în Polonia și în alte țări. O altă evanghelie. Bani. Poți să te uiți la filme acum. Și nu contează dacă sunt niște scene stricate acolo. Treci peste ele. Și oamenii nu mai au timp să citească în Biblie. Dragi frați și surori, am împărtășit cu voi adevărul și sper că îl veți lua în serios. Revenirea lui Hristos se apropie și n-ar trebui să ne fie rușine atunci când vine. Haideți să ne trezim. Acea veche evanghelie pe care au trăit-o și voștri, acum 80 de ani și au experimentat puterea Duhului Sfânt în România, ei au avut adevărul. Unii dintre voi ați deviat de la aceasta. Ei erau săraci, dar erau sfinți. Nu erau așa bogați ca voi, nu aveau toate aparatele pe care le aveți voi în case, dar aveau sfințenie. Să ne întoarcem la cea Evanghelie pe care o aveau ei, o putere adevărată de la Duhul Sfânt. Asta avem nevoie în zilele noastre. Amin.